când mi s-a propus să traduc Tarantula, nu cunoșteam cartea. Și am cerut, cum e normal, un răgaz în care să văd despre ce este vorba. Și n-a fost nevoie să citesc mai mult de 20 de pagini ca să dau un răspuns pozitiv. La accept a contribuit, sigur, și faptul că depășisem de mult cele 2-3 săptămâni în care mă angajasem să-mi comunic decizia. Dar trebuie să vă spun că am avut ocazia să citesc de curând în română Tarantula și nu pot să spun că este cu totul altceva, dar impresia a fost simțitor diferită. Acum, serios vorbind, cred că inițiativa de a o traduce o treabă bună, fiindcă pentru un vorbitor nenativ de nivel a 2, așa că ca mine, sunt pagini în carte în original care pot produce efectul de zgomot alb, se pară. Iar în limba maternă a cititorului își relevă o cromatică și o frazare nu aceeași ca originalul inevitabil, dar din aceeași familie. Și pentru că am ajuns la asemenea concepte, mi-aduc aminte că printre temele pe care le primeam la română în școală, alături de caracterizarea personajelor, era și explicarea titlului. Despre Tarantula se spune că ar fi fost preluat ca titlu de Dylan din Nietzsche, din Așa Grăita Zaratustra, pe care îl citeam în perioada aceea. Acum, printr-o serendipitate, mi-am dat seama că în română Tarantula se poate asocia cu un cuvânt poenjeniș, care cred că descrie destul de bine ce este cartea asta. Schimb cu o pânză de poenjeni, e unul dintre lucrurile cu o structură clară în plan, în două dimensiuni în natură, dar când mai multe pânze de poenjeni se întâlnesc, avem un poenjeniș care nu este nici entropia finală, dar nu este nici dezlușibil imediat. E un poenjeniș în care m-am legănat cu reale satisfacții și vă invit și pe dumneavoastră să o faceți. Mulțumesc foarte mult, Sorin Gherguț, că a acceptat această muncă sisifică, într-adevăr, să traduci Tarantula lui Bob Dylan.